Evoluția alarmantă a cazurilor de infectare a populației cu noul coronavirus la nivel național a determinat Comitetul Național pentru Situații de Urgență să aplice noi măsuri restricționale. Într-o conferință de presă, secretarul de stat în MEAI, Raed Arafat, a anunțat că nunțile și botezurile vor fi interzise în toată țara în următoarea perioadă. De asemenea, s-au stabilit și reguli pentru teatre, cinematografe, cafenele și hoteluri. Referitor la programul teatrelor, cinematografelor, sălilor de spectacol, a restaurantelor, a cafenelelor, acolo unde incidența este sub sau egală cu 1,5 la mie, ele vor funcționa cu capacitatea de 50%. Atunci când incidența depășește 1,5 și este până la 3 la mie, vor funcționa cu capacitate de 30%, iar programul va fi redus până la orele 23. Atunci când incidența depășește 3 la mie, activitatea va fi sistată. Aici fac paranteze pentru hoteluri. La peste 3 la mie, hotelurile vor putea servi numai persoanele care sunt cazate în hotel. Evenimentele private, cum ar fi nunți, botezuri, aniversări, mese festive, în spațiile deschise, precum și în spațiile închise, sunt interzise pe plan național pe următoarea perioadă până vom observa o scădere a numărului cazurilor. În acest context, se reduce și numărul persoanelor la întrunirile electorale din campania pentru alegerile parlamentare. Acestea vor fi 20 în interior și 50 în afară. Totodată, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a precizat că din 15 octombrie se va prelungi starea de alertă în România cu încă o lună.